Aseară, în vecinătatea complexului turistic de natație Târgoviște, a fost inaugurat nou teren cu gazon artificial omologat FIFA, proiect realizat de primăria municipiului Târgoviște în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Terenul este omologat FIFA, fiind dotat cu nocturnă și 300 de locuri pe scaune. La evenimentul de aseară au fost prezentate autoritățile locale și județene din partea primăriei municipiului Târgoviște, fiind prezenți primarul Cristian Daniel Stan și viceprimarul Cătălin Rădulescu, iar din partea Consiliului Județean Dâmbovița, președintele Corneliu Ștefan. Ca parte în proiect, Federația Română de Fotbal a fost reprezentată la eveniment de președintele Răzvan Burleanu, directorul tehnic Mihai Stoichiță și secretarul general Gabi Bodescu. Au mai fost invitate la evenimente echipele dâmbovițene, care evoluează în competițiile organizate la nivel național de Federația Română de Fotbal. Unul dintre anfitrionii evenimentului a fost și Ciprian Prisăcaru, directorul complexului de natație Târgoviște și candidat la funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița. În paralel cu investiția finalizată de la complexul turistic de natație Târgoviște, primăria Târgoviște continuă lucrările de reabilitare a stadionului Eugen Popescu, investiția urmând să fie finalizată anul viitor.